leu. Haide. Hai că fuge, mă. Câte luni are? 9 luni? Da. Faină zona aveți pe aici, mă. Cangal, cangal, nu? Da, da. Dar de ce îi corcesc ăștia cu... Cu ce? Cu ciobănesc, cu ce mai era, cu Asia Centrală. Fiecare... În floate, știi? Mulți zic că cangalii nu-s bun, că nu-s de treabă, că așa. Orice câine e bună funcție, cum, știi cum îl crești. Dar normal, care câinele autentic românesc de oi? Ciobănesc, românesc. Mai sunt? Sunt, sunt. Care, cum îl cred? Eu de cangalii ăștia sunt foarte mulțumit, la ce sânge au unii, ce curaj au. Dar crezi repede, pentru 9 luni să stii de mare. Și ăla, frate, să, păi i-am grijit, îi grijesc și de parazitez, cresc. No. Sunt, am prieteni care au oi multe și astea, dar eu sunt mulțumit, având în vedere că nu fac chiar numai asta, mai am și altceva. Dar de la câte ori, de la câte ori instituție profitabilă o afacere? Minim 300 ca să te poți ține și tu pe tine din ele și pe ele. Știi? Adică vara te țin ele pe tine și iarna le țin pe ele. Dar practic ele produc. Da. Bineînțeles, dacă n-ar fi subvențiile astea, poți să ai 1000 de ori. N-ai niciun fel. Asta e realitatea, asta e adevărul, nu ai... Subvenția pe oaie, nu pe aia pe pământ. Că sunt mulți care nu au pe aia pe pământuri. Pe pământ oricum nici eu n-am mult. Pe oaie, da, și mai ales de când e CEOP-ul ăsta, SCZ-ul, aia e mai mare. Până înainte ce le dădea de la statul român? 25 de lei pe cap de oaie, aia au fost. Bine, că au ținut oamenii oaie și fără subvenții, care și noi n-am avut. La început ce acum 20 de ani erau subvenții. Dar erau alte vremuri, acum te puteai descăt. Păi și acum, cred că e 3 euro și ceva și restul e de la Uniunea Europeană, nu? Nu e 3 euro, la NT-ul, da, e 22-23 de lei, ceva de genul. Au fost diferite de la an la an, dar aia, SCZ-ul, aia ce e europeană, cum spui. Câte oi ai toate, mă, că-s multe. Aici au vreo 400 și... Încă nu le-ai dat la oameni. Nu le-am dat, acum le dau înainte de Crăciun, că vreau să încep să le pun porumb și le dau la fiecare. Dar nu au început să fete încă? Nu, nu, nu. Dar noi au început, dar noi, păi noi am scos vârghețea noastră, face din 20 ani. Am două ospătate, care și mai am care fată și luna asta și mai am care fată și după 1 ianuarie, până n-am scos vârghețe. Alea și anul trecut mi-a pătat. Dar tu ții le mulci vara? Da. Dacă nu le mulci, nu faci nimic. Să stai toată vara să nu produci nimica de la oaie. Sunt mulți care nu, bine, păi, le țin pentru studenți. Aia mă să spun eu, că sunt mulți care nu. Da, dar nu știu, nu, eu nu știu cum scot ei pârleala, știi? Dar tu cum te-ai apucat să te ocupi de creșterea oilor? Bă, când îți intră microbul ăsta în sânge, cam greu te mai lași. El îmi tot zicea unii alții mai de mult, dar nu credeam. Ei, am tot venit pe aici, ajutam pe taică, am prins drag de ele, am început să le selectez. Deci ce vezi aici, să știi, pe tot, e din mâna mea, din creierul meu. Adevărul că ai oi frumoase, foarte frumoase. Da, dar le și porți, uite, le-ai spus la 6, la cât ai plecat da, cu ele? Da, la 6, alții a mele la, erau sătule la 9:30 dimineața și a lor erau încă pe târle. Nu mai vine un cioban. Sunt acolo jos. Uite, are cu... are bondă, mă, pe el. Are, nu, bitușcă. Dar aici au dormit și ei. Bituș? Serios? Au dormit aici, că nu vreau și eu unde să mai vin acolo la ora. Dar ce sunt care dorm aici jos? Dorm, au stat aici, pe tocături. Pământe, oile, știi? Mă, sunt oameni care umblă după ele, dacă nu umblă după ele... Dar ai zis tu o vorbă mai devreme, că bă, oaie, dacă nu o grijești, nu. Dacă nu o grijești, spune-o. Da. Nici nu-ți vine să mai vii aici să te uiți la ea.
să mai stai să le mai ies. De ce? La domnul sigur nu e frig, mă. Porți? Îți place să porți bițușcă sau bombă? Îmi place, dar nu, ziua nu, că e incomod pentru mine. Nu-mi place să fiu lejos, știi? Nu uită ce are o de frig. Bă, dar ce ai făcut înainte să apuci de creșterea animalelor? M-am jucat fotbal, eu am fost fotbalist. Fost fotbalist? Da, am jucat fotbal, m-am născut talent, am murit speranță. Bă, dar noi mai sunt ăștia, cum era cum îi chema, păi, cine era? Mite, Aliuță, nu? Ăștia au fost, Aliuță nu, mă, că Aliuță a fost jucat. Nu. Unde ai jucat? Am jucat aici, la junior, la mine în oraș, la Unirea Alba Iulia. Da. A doua echipă la Jasnica Media. Am avut talent, da. Am știut el. Și de oi de când te-ai apucat? Păi că am zis, stai că m-am avut tot din 92. De când, de vreo 8 ani, mă implic eu așa. Ca lumea cum ar veni, știi? Dar tonus cum vreau eu să fie. Păi dar cum? Nu poți face așa dintr-o dată. Dar ce înseamnă să fie cum vrei tu? Ce înseamnă să fie o oaie bună? E frumoasă, curată, vijită, aspectoasă, curată la lână. Toate calitățile trebuie să le aibă, lungă. Păi da, uite-mă că arată impecabile tale. Ce nu ești mulțumit de ele? Păi dar nu sunt toate breze, cum vreau eu să fie, înțeleg? Nu le pot face niciodată. Am oaie care nu-i sunt originale breze, dar dă lapte, poate nu, când o dau alte breze de-a lui. Dar alții care îți vedete în breze. Îți vedete pe net, pe TikTok, pe Facebook. Știi că în teren aici e mai greu. Mă, tot timpul teoria e mai simplă. Păi sunt mulți care teoria cu teoria să și asta, dar ei omoară practic. Dar de ce spui că vrei numai breze? Ce alte să sunt? Îmi plac mie. Eu nu mă feresc. Eu am breze care le-am cumpărat de la oameni care nu sunt serioși, când ajunge acolo ai de capul meu și când fată. Da, asta este. Dar ce alte soiuri sunt și de ales tu numai breze? Că nu înțeleg, care e diferența dintre breză și jumătoare? Păi sunt bucălăi, sunt băle. Și care e diferența dintre toate trei? Spune-mi o calitate la fiecare. Birci din alea nu-mi plac nici gratis să mi le dă. Birci? De care e diferența dintre băle și bucălăi? Astea-s breze, băle și breze? Sau? Da, da. Păi alea-s toate albe la bot. Au și lâna mai bună și îmi plac și bălele, dar uite, dacă aș avea asta, mi-ar ține și 100-150 de băle, dar să nu le țin cu astea, să le țin separat. Dacă aș avea posibilitatea, adică să am un om sau dacă aș putea să fiu tânăr. Îmi plac și bălele, sunt frumoase, au niște lâni de... Am prieteni care au băle de... Te mai poți dezlipi cu ochii de pe ele când te duci și le văd. Ui, cum sunt astea așa, țigăile astea, asta nu-mi plac, nu, frate. De ce, mă? Nu-mi plac mie, ui, ce oaie. Nu-mi plac, nu, sunt care numai în astea. Într-adevăr, fac mie, bun. Lapte, dacă de lapte, dacă vinzite, face mielul bun. Dar nu, nu-mi plac cum. Ce frumos arată, mă, 400 de bucăți, vezi ce frumos arată? 400 și 30 de aici. Cu tot, doar eu, nu, care am prieten, am un prieten care are de 50. Dar sunt multe stâne aici în, în zona ta. Sau sunt veniți din alte părți aici pe tocătură? Sunt, păi, din comună cum ar veni. A, deci nu vin cu nu numai de la mine din stat, sunt și aici și de aici. Dar cam majoritatea de la noi din stat. Bă, și la noi în sat sunt 3 stâne, cam 1500 toate la voi. Nu știu câte să fie aici. Sunt mai mult, pe numai vreo 2000 și ceva. Tot satul la noi, în comună, sunt multe. Aici peste deal, un sat care au, ei mai ciobănoși un pic, mai au ei mai ca lumea, văd mai mult de ele, cam ei numai asta fac. Au ce mânca, mă, că stau într-un loc, nu? Aia când sunt într-un loc mănâncă, nu? Mănâncă foaia, asta e bună, lăsă mancă, foaia asta de aici. Da. Malul rumegător a fost foarte bun acela. Dar voi când vin? Vacă, capră, oaie. Când vin de zi aici? Cam în mai dădeam anul ăsta, dar să vedem cum mai vreau să dau mai repede. Așa e și la noi, mă. Sunt unii care îi dau mai repede și dau mult. Și a doua zi când omul s-au produs bani.
Cum ai zis tu, de când ai dat mielul, nu m-a produs până în octombrie. Noi le-am urs până în 4 octombrie. Ați bagi om atunci la mulți? Nu, eu și tai că și avem un... Am avut un om care dă în strungă. Dar toată lumea se plânge că nu mai sunt oameni. Nu, să nu. Dacă vrei să stai, eu trebuie să stai tu la ele. Dacă nu, le vinzi. Lași. Sunt care nu interesează. Deci bagă unul și abar n-am. Stau numai pe ăsta, pe mașini, pe jeep-uri, pe de-astea. Pe vin, telefon? Odată la 3 zile le aduc de mâncare la ce bani. Atât. Mie îmi place, deci pe mine nu, asta nu mă obliga nimeni să fac, o fac de plăcere. Rar mai vezi pe cineva să facă de plăcere. La mine în zonă sunt niște oameni, când te duci și vorbești cu ei, toată lumea știe teoria, știi că am fost la munte, la deal și chiar am pe unul, a doua zi au închis oile în sau și au plecat, dar nu au spus la nimeni. Și aici este unul ăla cel urcat când a venit ăla cu geaca, stă oile câte trei, nu le-a pus la, dacă le vezi vine să plâng. De 3 zile nu le dădea drumul, cald, vară, fereastră, am venit să mă duc eu să le scot, să le dau drumul. Tineret, așa, între 30 și 40, eu n-am văzut aproape pe nimeni să stea așa ei, adică să le plac. Cum ești tu, de exemplu. Bă, eu fac de drag. Fac de drag. Teorie, toți sunt buni. Am și altceva, nu pot să zicești ce bani. Crescător îmi place, asta e o pasiune pentru mine. O fac din plăcere. Când faci orice, când faci în viață ceva și faci din obligație, nu o să-ți meargă și nu o să fie de durat. Adică, ca și cum faci ce nu-ți place. Eu și acum, dacă aș putea să fac, de exemplu, să mă apuc de croșetat, dacă nu-mi place, ești tot nervos, tot îmi da. Dar te oprești la atâtea sau aveți cele mai multe? Nu, atât, că nu... Asta e 300, 350, atât. 400 și eu am avut cele mai multe. Atât ai și pășune? Pășune este, e mult teren pustiu pe aici, ai, poți umbla. Nu ia pășune de la comii după ele și le faci. Dacă ai avea oameni și forță de muncă și serioși, le-ai mai mulți? Până în 500, dacă aș avea un cioban pe lângă noi doi, unul serios, până în 500, da. Ca să fie venitul mai mare, dai seama, trebuie să plătești, în loc cheltuială. Da, uite, chiar au ce mânca, mă, fii atent ce frumos mănâncă. Au, na, nimic, destul, până acum nu a fost rău. Da, normal. Anul trecut a fost rău, a fost secetă. Normal vă lasă, nu vă spune nimeni nimica, nu? Nu, nu. E o asociație, niște nemi, nu știu. Au luat terenurile de la oameni și... Aici era tot pustiu, ei au curățat numai schină, numai tot pustiu a fost. Nu mai lucra nimeni nimic, ca pe vremea bătrânilor, ei lucrau, erau oameni harici acum, boschetari. Dar de ce ne-ați luat voi? Cum? La noi au venit în sat doi băieți tinerei de vreo 30 de ani și au luat de la oameni toate pământurile și le dă porumb, bani, fiecare ce vrea, tot ceva, nu neapărat aici, asociații. Și aici, tot de la oameni au luat. Dar voi aveți pământuri faine aici întinse, uite cum se vedeau. Da, aici e cam zona de deal, să zic așa, știi, nu... Ai fost la munte vreodată cu ele? Nu. Nu atunci a fost cu ele. Deci la voi aici stați, voi nu... Nu am fost la drum, nu mai zic, aici, le urc. Ce fain stă câinele. Bă, dar aici sunt lupi, urși, vin? Da, sunt, și acolo în pădurea aia. Ziceau ăștia cu fondurile, mi-e pare că este o spate cu doi. Dar tu ai avut eveniment n-am așa? Avut treabă, n-am avut. Am aici un prieten, aici n-am stat, au avut acum într-o seară cu șacalii, dar are câmp bun. E imediat l-o dat, da. Deci ai porumb? Da, mai dau, de aia vine. De aia zic că am văzut că... Te cunoaște, mă. Oricare, dacă ți-ai dat, dacă nu mai scap bine, că sunt câteva. Dacă le dai apoi tot după tine ca un copil. Bă, la mine toată lumea, de când am început să umblu așa cu, să mă duc să filmez, toată lumea spune că o să-mi cumpăr și eu. Și de multe ori îmi stă în cap, neapărat. Te știi de ce? Pe mine mă liniștește. Așa de pasiune, adică 20-30 pe lângă casă. Nu, mă, pe mine mă liniștește. Eu cu animale, am și
porumbei și căini, iepuri, aveam de mici. Nu simți așa, când ești aici, că vezi așa, nu vezi nimic, blocuri, mașini, zgomot, nimic, tot. E liniște, aici e relaxat, pentru mine e o relaxare. Exact asta. Când ajung în oraș, nebun, proști, trafic, deja ești, aici e altă, aici e altă zi. Aer curat, altcumva te obișnuiești. Nu vezi oamenii de la țară trăiesc atât 80-90 de ani, mânca tot timpul sănătos, vinograda lor, poți. Voi consumați în magazin sau vă procesați voi? Eu nu, eu nu prea mândă din comerț, salamă. Bine, carnea de oaie mie nu-mi place. Serios? Nu-mi place. Dar mănânc, vite, pot, pui. Dar brânza îți place, nu ai? Da, brânza de oaie îmi place. Că în general sunt care mănâncă, nici brânză, nici carne. Laptele nu, dar brânză. Nici laptele? Nu-mi place. De nici de oaie, nici de vacă, de lung. Vindeți brânza la oameni sau aveți pe unde avem, dați? Avem cam laptele, dăm până la 1 august și pe urmă facem casă. Avem clienți, clienți vechi, de ani de zile, dăm. Dar cât a fost kilogramul de brânză la voi în anul ăsta? Cașul 45. În Maramureș a fost 35, am fost acolo. Și la 7 lei. Așa e și la noi. Bun. 6 lei și 50 brânza la noi. A fost tot, acum de câțiva ani, în fiecare an a fost în creștere, litru de lapte. 6 lei, oricum e puțin. Îl iei din magazin, ăla de la Zuzu, 8 lei. 8 lei, 10 lei la Zuzu. Îi scoate toată grăsimea. Faceți zvântână și pe aia vin de laptele, îți dai seama. Da. Și ăsta de la oaie e mult mai gras. Ăsta e vreo 13 lei cred, în magazin. Dacă găsești în magazin, nu cred că găsești. Da, noi îl dăm la un italian, are fabrica la Timișoara, mai de la altă. Da, am auzit că și kilogramul pe de viu, de miel a fost mai bun, adică au crescut 18 lei, nu? S-a avut mai mult aici? A fost mai bun. La Paște a fost mai scump, dar noi nu am de la 20-22. 25, am tăiat pentru cineva 25. 25 viață, 20-40 tăiat, ceva de bine. Dar sunt mulți care le ține până în septembrie miei, nu mulge deloc, și după aia atunci le îi vinde. Nu mai mai oaie, să știi. Oaia bătută toată vara de miel. Greu, trebuie să fii cioban să o refaci sau aduci pe cea. Aia trebuie program. Când era, când se făcea mai demult, când făceau bătrâni, tot din mielul, un lioar, multă de două ori, i-am mult anul trecut de trei ori, că am avut cu cine. Până în 20 ceva iunie, mai mult de trei ori. Dar este mai bine să mulți de trei ori? Nu, dacă... E bine acum. Adică... Nu, oaia e mai foierită cum ar veni. Cam de două ori cel mai bine, dacă dau lapte și... E un ban în plus când e mult de trei, înțelegi? Luați și de la oameni multe? Vara. N-am prea luat până acum 2 ani. N-am luat, nu am luat. Dar nu luăm așa de mult. Un prieten are 50 ceva aici. Restul... La noi se dă în rând de sate, deci are 1, 3, 5, 7. Face unul stână și... Bine, cu tot cu al lui. Da. Și le dă brânză, lapte, ba nu cred că se dă astea, știi, lapte. La noi așa, ne îmi plătește fiecare cap de oaie plus ofertele de cuturi. Plus? Ofertele de cuturi și eu îi dau laptele o brânză. Le dai porumb, iarna. La voi? La miei. Da, așa. La voi nu? Cum, auzi? Acum din 20 în ce și le dau. Da, nu le-am dat acum până acum. Dacă nu aveam oile la oamenii ăștia, poate le vedeam mai repede, dar așa trebuie să stau să și le duc acasă, dacă le-am zis că le pun. Bă, deci atât. Am fost la Colibița. Acum știi, e o zonă de munte, la noi în Bistrița. Ei nu au de unde să cum să... Adică ei nu au porumb pentru... Da. Ei fac tunețul ăla care îl fac pe deal și atât.
Și nu au ca noi așa, adică... Păi da, dar poate bănesc că nu poți să nu le dai. Cumpără și ei și le dai. Nu, mă, nu că a spus că porumb nu le dă. Le ține doar cu... cu... Nu, o zis că au nutrezi bun. Nu are. Acum nu știu ce oi ori avea ei. Și cum va fi numai din porumb, să nu le dai... Din ciuri, să nu le dai porumbele. Deci nu merge fără porumb. Unde au făcut ăia? Păi și nu le ducem acolo. Dar cine era ăla, nu tu? Unde-o făcut? Au ce mânca, mă, dacă stau așa bine. Mânca frunză, cât... Da, dar în fiecare zi le duci în alte locuri sau tot timpul poți să vii aici? Azi aici? Nu, în altă parte. Ba n-am venit, dacă e moale, nu venim, că nu mă apucă și nu, nu mâncă. Acum cred că asta îți face acolo, uite, gloria acolo, și acolo recălcează. Mergeți acolo? Da. Înțeleg eu. Șoate. Tu cumperi porumbul sau îl pui tu? Da, am și... Cam jumate, cumpăr jumate la produse. Am făcut bun. Nu a fost secet, a fost bine. Da, dar a fost prețul mic. Adică da. Pentru tine că îl produci tu e ok, că a fost da, bun, da. Dar... Dacă ai să-l vinzi, nu e ok. Că nu scot oamenii nici. Cât ați dat? 80 de bani? Nu, că n-am cumpărat încă. Cam așa e. 70 aici. 70? A fost și 65. Deci dacă îl faci pentru tine e bun. Dacă vrei să vinzi, n-ai făcut nimic. Ești pe minus, nici cheltuiala în sus că apă să mai câștig. Asta e, asta a, da, anul trecut a fost bine. Mă, anul trecut la porumb a fost bine pentru cine au vândut, pentru cine au cumpărat, nu. A fost scump, un leu 20, un leu 30. Mă, dar cât porumb le dai pe zi la, cât, care? Când fată le dau un kil, un kil 200. Și până fată le dau numai dimineața, vreo 750 de grame. Deci ăsta e mult porumb. Da. 25, depinde. Anul ăsta am și mai puține ca anul trecut. Câte tone bagi pe... N-am cumpărat. Cum? Câte tone bagi? Consumi într-o iarnă? 25, depinde. Cum iarna, depinde cum le dau, depinde cum fac. Cam după întâi, depinde și cum am spus, cum e primăvară, după 1 aprilie le scoatem cum ei. Până le scoatem dimineața le mai dăm, până să prind un pic cu iarba. Le mai dăm poate 2-3 zile porumb, după le dăm o săptămână numai fân sau numai... Că după ce apucă de prinde gustul la iarbă, nu mai mâncă fân. Dar le dăm, nu le poți lăsa chiar dintr-o dată, că nu, nu știi nici. Dă iarba chiar așa cum depinde și dacă e frig sau e o primăvară mai friguroasă, nu dă iarba cum trebuie. Acum fiecare, nu, fiecare cu tactica lui. Dar te-am zis. Mulți văd și așa, dar puțin pun în practică. Da, puțin pricep. Bă, eu văd că ți-e place să arate bine oaia, nu-ți place să le vezi? Nu îmi place și era loc și de mai bine, dar față de alu alții și față de cum e terenul pe la noi și pășunea și iarbă rea și trebuie să umbli mult, eu-s mulțumit. Putea fi, nu, putea fi și mai bine. Auzi, într-o zi normală, cât umbli cu oile așa, câți kilometri faci? Acum depinde unde găsești mâncare. Dar în general așa. Dacă nu este, le duci toată ziua și nu le saturi și le pot, eu când mă duc eu cu ele. A fost un domn în Vișeu? La 11, eu le bag, eu nu. A fost un domn în Vișeu și a zis că sunt zile când dacă sunt mult toi, îl duce și 50 de kilometri. Se poate? Păi eu știu. Normal poți să umbli. Dus întors. 50 de kilometri să mergi să vii, să pleci dimineața, să vii seara, n-ai cum. Mă, nu. Omul zice, dar nu înseamnă că trebuie să și crezi. La voi cum sunt, mă, pășunile aici? Ați bune? Cum? Sunt concesionate de la primărie, pășunile. Da, și eu am la primărie și mult teren pustiu, adică... Nu, vezi dealuri, n-ai văzut acolo la mine la Sevan, pe acolo pe sus, coaste, rele. Deja noi este 170 de hectare, o singură pășune, plus mai multe. Bucăți, de la un singur aici loc. Aici este, aici unde avem toți pășuni,
acolo numai de o altă, vreo 80 de hectare acolo. Nu, nu avem așa multă noi, la noi în sat. În comună, dar la noi este o asociație, noi am ieșit din asociație, ăia iau. Om, și după câțiva ani, după ce au văzut ce bani s-au deșteptat, au văzut cum se treabă și cam la fiecare ieșit din asociație. Știi că ăștia cu asociațiile astea fac. Dar și la noi sunt asociații, tu nu mai faci parte din nicio asociație. Fac, dar nu din asta care am fost aici, la noi din sat. Sunt doi băieți, mai șmecheri așa, șmecheri în ghilimele. Care fac cu bani, pe munca, pe câțiva ani, eu luam miliarde și nu se vedea nimic, dar n-am eu treabă, fiecare. Bravo lor, că știu să vă descurci. Bă, știi cum este, dacă ai fi unit, că eu am întrebat, este la noi un domn, știi? Ioan Câmpean e președintele la noi pe tot ce înseamnă oi și capre, știi? Și așa am întrebat și eu, zic, doamne, aici a fost înainte, pe timpul lui Ceaușescu, a fost o grămadă de tractoare. Face, bă, tot e bun până se strâng bani și trebuie împărțit. Și fiecare ar vrea să iei mai mult. Tot e până la bani, nu știi. Tot e până la bani. Când vin bănuții, vin și problemele. Tot e până la bani, că nu mai există frăție, nu mai există nimic. Bă, da. E vorba de bani, de aveli, de astea, să ceartă frate cu frate, soră cu soră. Claudiu. Acum să vorbim pe drept, da? Toate pământurile astea care le muncește nemții aici. Nu le puteți lua voi 3, 4, 5 în asociație, dar să te înțelegi, să știi, adică să trasezi exact ce trebuie. În alte părți așa, sunt asociații, asociația comunală, adică sunt oameni care mă știu ce vor, ce-au făcut. Asociații lucră pământ, pământul oamenilor, cum spui tu, și ei le dă arendă. Cât s-o înțeleg, o, dar e urât. 1000 de chile la hectar. La noi ia subvenția, asociația. La noi se dă 800. Da, dar oricum... În alte părți sunt 800, în alte părți am văzut 2000, în alte părți 900. A, e urât să vezi că vine un străin. E urât, că până la urmă e un lucru bun, că se lucrează pământurile, da? Toate pământurile astea câte vezi aici puteau să fie ale satului, nu? Adică oameni din sat. Dar banul strică tot, mă, banul. Bine, sau oamenilor, ei nu le-o dă. Nu le-au vândut de păi tot. Da, dar le poți face într-o asociație toate, nu? Pe concesiune. Nu știu pe cât bani au făcut de ei contract și așa. Bă. Ha? Deci să mergi în jos cu ele? Sau în locul ăsta, sau pe cale. Da, vacile, nu ți-au plăcut niciodată? Nu. Să place, mă, să le umor, să le bat. Să nu râd, să nu știu. Animal prost. Am adărat ceva de pur. Am lucrat șofer la un nașia meu. El are centru de achiziții. În căraș, în căraș, dar nu-mi pot. Dacă îmi plăceau, poate aveam ceva, nu? Bă, eu n-am porumb. Bună ziua! Ce faceți?
Dați-mi voie să vă salut, că n-am apucat. Da. Am înțeles că dumneavoastră ați început prima oară. Da. Bună ziua. Doamne, ajută sănătate, nu știu bani. Ce faceți? Uite cum, oițele. Când v-ați gândit dumneavoastră 92 să creșteți oi? De ce ați decis așa? De plăcere. Tot e de plăcere, nu? De plăcere, că nu am fost cu neamuri, cu neamuri de la cineva, mi-a spus cu plăcerea. Ați avut și pe timpul lui Ceaușescu? Nu, din 90 am cumpărat primele 30 de ori. Ați și muncit în același timp, că nu se putea altfel, nu? Da. Da, am 30 de ani. Ați ieșit la pensie? Nu. Da, am fost la dispeceratul de intervenții și s-o desfințat și n-am mai mers în altă parte. Aveam oile, aveam un proiect. Erau proiecte și atunci? Da, am avut un 1-1-2 de 12.000 de lei. Nu, atunci 92-93 erau proiecte? Nu, în 2012 l-am făcut. Deci atunci, în 90, am cumpărat 30, prima dată. Și pe urmă, nu, am tot cumpărat. Și 91, de când ne ocupăm noi de ele, aveam în jur la tot. Adică ne ocupam. Nu le-am dat la turmă, cum să zic. Ne ocupam noi. Am înțeles că aveți berbeci buni. Da. Contează mult să ai berbeci buni? Foarte mult. Am investit mult în berbeci, dar se merită. Deci merită investiția, nu? Da, da. Păi avem brez, ui. Da, berbeci. Dar se pot ține de la an la an sau trebuie să-i cumperi, care sunt făcuți de rasă? Nu cunosc tot ce de om. Deci noi nu prea ținem din oile noastre. Nu? Pentru mult. Am cumpărat. Am vândut de ai noștri și am luat alte. Am luat alte. Am luat din mai multe. Adică am avut înainte, mai nu. Dar acum de vreo 3 ani, astea 4, le-am mers cu brez. Mai bune, mai bune? Da, ca și tineret, am ținut numai din alea. Breze. Da. Să văd, acum... De la an la an trebuie să iasă tot mai... Tot mai selectate, zicem noi. Da, auziți, o oaie bună. Adică o oaie, cât timp este productivă? Diferă de la oaie la oaie sau da. Există un termen, 5, 10 ani, 7 ani? De exemplu, având multe sau fiind turma mare, 5-6 ani maxim. Deci la 6 ani le dai la reformă, gata. Da, da. Mai, da. Mai sunt așa productive de le-am pot, nu multe, să zic că le-am ținut mai mult, dar alea sunt puține. Yeah.
Ce spui, Claudiu? Bă, dar dacă se întâmplă să se amestece, ce faci? Se separă singure? Le-am amestecat acum o lună. S-o ales? S-o ales singure. Nu, dacă stai așa acolo în față, să le opresc, să mă iau la cum de pe vechi, ce faci? Ce-a pus?